Parlamentul a aprobat în prima lectură un proiect de lege prin care se cere ca prețurile la principalele produse petroliere să fie plafonate. Mai exact, proiectul prevede o formulă de calcul a prețurilor maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale, adică acestea se vor calcula la un litru separat pentru fiecare tip de produs și partidă importată. Totodată, proiectul va conduce la crearea unui mediu concurențial mai echilibrat, în special în raport cu companiile mici, și va permite stabilirea unor costuri cât mai corecte, ținând cont de fluctuațiile existente la bursele internaționale și regionale. Astfel, dacă proiectul de lege va trece și în lectură finală, atunci se va reveni la modul de stabilire al prețurilor folosit până în 2019. Ori din acel an, petroliștilor le-a fost permis să stabilească de sine stătător costurile de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere fără să depășească rata de rentă stabilitate anuală de 10%. Începând cu sfârșitul lui 2020, companiile petroliere de pe piața internă au scumpit de mai multe ori prețul la combustibil, fără a oferi vreo explicație credibilă în acest sens.